Sunt pasionați de box și se antrenează zilnic. Vorbim de tinerii înscriși la secția de box din cadrul Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Sărat. De 2 ani, antrenorul de box, Diamandi Michiu, pregătește tinerii râmniceni pasionați de cel mai străvechi sport marțial. Anul acesta, unul dintre sportivi va participa la un campionat național de box. Câți copii aveți în grup? 14. Unde curg antrenamentele? Foarte bine, anul ăsta mergem la naționale, la tineret, cu Bogdan la 51 de kilograme. Pe parcursul celor 2 ani, sportivii din Râmnicu Sărat au participat la diverse competiții. Am avut un bronz la Cupa României cu un copil, 2 locuri 5 la campionatul național. Cum s-a putut, am făcut. Și antrenamentele au loc săptămânal? De vineri, de luni până vineri, și dimineața și seara, de la ora 9:30 la ora 5 după amiază. În sala de antrenament, ori pe terenul de sport, tinerii nu sunt pregătiți doar să-și domine adversarii în ring. Exercițiile cardio, forța și flexibilitatea, tehnicile de respirație, dar și controlul mișcărilor sunt extrem de importante pentru a ajunge la performanță. Condiții fizică, ca alergare, gimnastică, tot ce saci, box cu umbra, sparinguri. Sunt tinerii noștri râmniceni interesați de box? Da, mi-au venit foarte mulți copii. Unii vin, alții pleacă, unii vin pentru ei, pentru sănătatea lor, pentru slăbire, pentru alții vin să facă. Ce categorii de vârstă aveți? Văd și mici? De la 10 la 16 ani. Boxul modern a evoluat dintr-un sport antic numit pugilism, care datează de la începutul secolului al XVIII-lea. Primul campionat mondial de box a avut loc în anul 1867, iar de atunci sportul a devenit tot mai popular.